Da, bună ziua! Dacă sunt în zgarba mea, îmi dorim să începem. Cu toți ne gândim. Am examinat mai multe subiecte. Eu am să mă refer la cele mai simple, mai ușoare. Toate acțiunile de constituire a Consiliilor Județene, a Consiliilor Locale, se vor face cu respectarea strictă, fără excepție, a condițiilor stabilite în protocolul, în acordul de funcționare a Uniunii Sociale Liberale. Conducerile celor trei partide sunt decise să impună peste tot, în toate județele și în toate consiliile locale, respectarea acestor principii. Chiar dacă există locuri cu tensiuni, până ne înțelegem, singura unitate de măsură și singurul set de criterii care poate reglementa rezolvarea principială și omogenă a acestor chestiuni este protocolul Uniunii Sociale Liberale. Și în sensul acesta, decizia pe care noi am luat-o și pe care deja o aplicăm este de aplicare strictă a condițiilor acestui protocol. Peste tot. De asemenea, suntem cu toții mobilizați pentru ca, spre deosebire de tradiția de final de sesiune, când deja parlamentarii încep să plece în concedii, toți parlamentarii actualei majorități, care în Uniunii Sociale Liberale, în primul rând, rămân în poziții. E foarte probabil că săptămâna viitoare vom solicita o sesiune extraordinară. Toți parlamentarii noștri rămâne pentru a rezolva chestiunile legislative pe de o parte, care sunt pe agenda și, de asemenea, toate celelalte decizii care sunt pe natura Parlamentului, fie în plenul său, fie la nivelul comisiilor parlamentare. Și, de asemenea, această decizie politică va fi respectată, fără excepție, de către toți parlamentarii. Mă opresc aici. Da, despre problema mai grea de la vorbit primul ministru, probleme și mai grea de domnul președinte Daniel Constantin, și după aceea, cu celeritate, stăm la dispoziția întrebărilor dumneavoastră, dacă există. Bună ziua! Eu vreau să mulțumesc colegilor din USL, care astăzi, iată, au hotărât ca Parlamentul să lucreze și săptămâna viitoare. Tot ceea ce mai ține de restanțele legislative importante pentru zona guvernării, sper să le rezolvăm săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. De asemenea, doream să vă spun, în calitatea de prim-ministru al României, susținut de Uniunea Socială Liberală, că în această săptămână și, de fapt, până la sfârșitul lunii iulie, când vine următoarea misiune a Fondului Monetar Internațional, Comisiei Europene și Băncii Mondiale, obligația mea principală este de a să-mi dedica tot timpul alături de miniștrii pentru a mișca mai departe zona economică. Am primit vineri o veste foarte bună, un certificat practic foarte bun, prin aprobarea unanimitate în bordul PMI a scrisorii de intenție. Asta înseamnă că suntem credibili, că suntem stabili și pe un drum bun, dar acest drum trebuie confirmat. Repet, obligația mea principală este ca în iulie, la sfârșitul lui iulie, să confirmăm acest drum bun, să confirmăm restructurările pe care trebuia să le facem, dar în același timp capacitatea noastră de a investi în continuare, de a păstra locurile de muncă actuale și de a crea mai locuri și de a păstra România, deși Europa și zona în care trăim este într-un moment extrem de delicat, de a păstra România într-o direcție pozitivă. Pentru că, până la urmă, ceea ce îi interesează cel mai mult pe fiecare român și motivul pentru care ne-am sprijinit să ne aflăm la guvernare, reprezintă viața de zi cu zi a fiecăruia, locul său de muncă, capacitatea noastră de a menține o stabilitate economică, și de a da o speranță foarte clară că în toamnă rezultatele bune se văd și că nu urmează alte măsuri de austeritate. Asta este obligația mea ca prim-ministru. Am sprijinul USL-ului în acest sens. Astăzi, înainte de ședința USL, am avut o ședință cu miniștrii din zona economică. De aici am mers mai departe pentru a da toate asigurările că
că toate procesele de restructurare pe care le-am început se desfășoară în sens pozitiv, începând în primul rând cu hidroelectrica, acolo unde tot ceea ce este de schimbat pentru a face compania din nou profitabilă, atractivă pentru investiții. Și la hidroelectrica, guvernul va da tot sprijinul necesar și la celelalte companii, în așa fel încât să arătăm că banii publici se cheltuie mai bine, nu se risipesc și că avem capacitatea de a da vești bune întregii Uniuni Europene în ceea ce privește situația economică a României. Cu atât mai mult, în săptămâna aceasta, mă voi întâlni din nou cu toți cei implicați în zona de absorbție a fondurilor europene. Este foarte important, după o perioadă lungă de timp în care am avut numai reproșuri de la Bruxelles, să începem să primim și semne pozitive. Efortul este extrem de mare, dar trebuie să facem. Pentru că vorbim aici și de fondurile rămase necheltuite din exercițiul financiar 2007-2013, dar mai ales de credibilitatea noastră pentru a obține în bugetul 2014-2020 al Uniunii Europene păstrarea fondurilor de coeziune și structurală și, bineînțeles, tot ceea ce ține de zona politicii agricole comune. Pentru că venim vorba de politica agricolă comună, fac trecerea la domnul Constantin și vă răspundem la întrebări. Da, înțeleg că asta e partea cea mai dificilă, vă răspunde direct la întrebări, să fim solidari. Pe politica agricolă comună. Dacă există un element de neconstituționalitate, să-l îndreptăm rapid, pentru că altfel dacă stăm până în toamnă, nu e imposibil, dar nu e de preparat să faci ultimele modificări la lege cu 2-3 luni înainte de alegeri. Mai vreau să fac o precizare, pentru că discutăm cu jurnaliștii străini acreditați la București, poate ori exprimarea mea n-a fost foarte clară, ori interpretarea a fost puțin greșită. Am spus încă o dată ceea ce am spus tot timpul. Din punctul nostru de vedere al Uniunii Sociale Liberale, alegerile ar fi bine să fie mai repede pentru a avea timp să dezbatem în Parlament bugetul pe 2013 în acest an. Dar lucrul acesta se poate face doar printr-un acord al tuturor forțelor politice reprezentate în Parlament. Dacă nu există din partea PDL acest acord, atunci sigur vom avea alegeri pe 2 decembrie. Și a doua parte a întrebării, dacă suspendarea președintelui Traian Băsescu ar putea fi tema alaltă în această perioadă, inclusiv de sesiune parlamentară? Ar putea fi tema alaltă orice. Nu am solicitat o ședință sau sesiune extraordinară a Parlamentului ca acest subiect. Dar luați în calcul de la următoare să începe, să demarați acest proceder de suspendare. Luăm în calcul în perioada imediat următoare ceea ce premierul v-a spus deja, agenda guvernamentală este prioritară. Luăm în calcul în perioada imediat următoare ca România să fie reprezentată la Consiliul European de la sfârșitul partea a doua acestei săptămâni, așa cum Parlamentul României a decis și s-a exprimat, aceste lucruri le luăm în calcul. Restul sunt ipoteze colaterale și cu un anumit grad de mai mare sau mai mică probabilitate despre care are niciunul să fie tot. Există o declarație a Parlamentului. Din acest motiv eu m-am adresat Parlamentului României pentru că nu am dorit nici atunci și nu doresc nici acum să creăm senzația că e doar un conflict între președinte și primul ministru. Și am dorit până la urmă să avem Parlamentul, cel care poate fie să
al doilea rând, am vorbit și vorbesc foarte clar și explic de fiecare dată. Joi și vineri se vor discuta două subiecte, sunt pe agenda oficială. Subiectul referitor la propunerile de creștere economică și creare de locuri de muncă. Sunt mai multe propuneri de la președintele Comisiei Europene, domnul Barroso. Dar în ieri, dacă mă înșel, s-au întâlnit François Hollande, președintele Franței, cu premierii din Germania, Italia și Spania. S-au întâlnit la Roma și au discutat tocmai de un pachet de creștere economică și creare de locuri de muncă. Iar al doilea subiect este subiectul bugetului, mecanismul financiar multianual, ca să folosesc denumirea corectă, bugetul Uniunii Europene pentru 2014-2020. Cred că este în interesul României ca guvernul care va pune în practică aceste măsuri, pentru că nu le pune nici președintele, nici Parlamentul, ca guvernul să fie reprezentat la aceste discuții. În același timp, vă spun clar și cinstit, este în interesul guvernului de a avea un dialog și un mandat, practic, și de la Parlament și de la președintele României. Pentru că, până la urmă, ambele subiecte, crearea de locuri de muncă și bugetul 2014-2020, eu vreau să cred că sunt importante și pentru Parlament și pentru președintele României și un mandat complet al celui care participă este în avantajul bunei noastre reprezentări. Dați-mi voi să vă răspund la PPN-ul de la PSD, că tot aici vreau tot să vorbim de problemele care țin de mine, ca prim-ministru al României, sprijinit de Uniunea Socială Liberală. La PSD, sigur, sunt prevederile statutare și legale și legale. Nu se pune problema să nu aplici prevederile legale. Este ideea adoptării unei decizii pentru Schengen.
septembrie. Practic, nu au fost mai ție cipriotă. Primul lucru pe care are pe agenda este o decizie privind Schengen. Avem acum în iulie raportul pe MCV, raportul de 5 ani. Eu cred că va fi un raport pozitiv și cred că este un semnal foarte bun pentru investitori, pentru țara noastră, un raport pe MCV pozitiv. Avem problema fondurilor europene, pe care o să discut din nou cu comisarii de resort. Pentru că încercăm să reparăm ceea ce se poate repara. Sunt lucruri foarte, foarte importante. Și aici, repet, poziția mea este cu atât mai puternică, cu cât am un dialog și un acord și cu Parlamentul României și cu președinte. Eu, pe timp să prim-ministru, nu voi comenta niciodată nicio decizie a instanțelor, fie că e vorba de decizii penale, civile, comerciale sau administrative. Deci, domnul Cristian Andrei, eu sunt prim-ministru și am anumite obligații și o responsabilitate pe care înțeleg să mi-o exerci. Evident că sunt și om politic și tocmai de aceea, din fericire, există mai mulți lideri. Nu există un singur lider, PSD-ul nu e un partid, un singur lider. Dar eu sunt prim-ministru și am această obligație ca prim-ministru pe care mi-o voi respecta întotdeauna, de a nu comenta niciodată niciun fel de decizii ale instanței. Zilele acestea, poate chiar astăzi. O să vorbesc cu domnul Hoc și cu doamna Andronescu să vedem în ce stadiu se află toate procedurile referitoare la bacalaureat și la testele naționale. În luna iulie și, în mod sigur, trebuie să discutăm și cu partenerii noștri internaționali. Nebutate la rectificare vor fi lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Tocmai asta presupune rectificarea, pentru că nu avem un, să zic, un excedent clar. Partea prevăzută în buget, anul trecut, în decembrie, când s-a aprobat bugetul, și în care, în mod sigur, nu vom avea încasări de așteptate, este partea de absorbție de fonduri europene. Atunci, țineți minte că Guvernul Boc și după aceea și Guvernul Gurean erau foarte optimiști pe această zonă. Pe zona de agricultură, veștile sunt bune, spre foarte bune. Pe zona de fonduri structurale și de coeziune, veștile nu sunt. Aia este prevăzută. Este prevăzută, știți, din creșterea de la 1,9 la 2,25 a deficitului, negociată în luna mai cu Fondul Monetar și Comisia Europeană. Oricum, știți foarte bine, tratatul de guvernanță fiscală prevede 3% deficit. Vor fi puține țări în Europa care se vor încadra în acest an, în ținta de deficit. Mă bucur dacă România va fi una dintre ele și va fi, în mod sigur.